dați-mi voie să mă prezint, copii, ca să mă și rețineți. Copii, în fața voastră se află un personaj. El prinde și viață, nu? În primul rând, o întrebare. Eu sunt grasă sau sunt șlabă? Grasă! Bravo! Vă rog frumos să aplaudați. Sinceritatea copiilor. Dar aș putea fi și slabă, nu? Da. Dacă ne imaginăm. Da. Putem să ne imaginăm. Aici lucrează imaginația, ficțiunea. Și datorită ei, scriitorii pot să așeze poezii sau alte lucruri frumoase, proză, da? Într-o carte. Prin urmare, dragi copii, numele meu este Doina Ghițescu. Eu sunt actor de profesie. Mă mai vedeți pe micul ecran și în niște seriale cu Mihai Bendeac, pe care îl vedeți, da? Vă mai place așa. Ce vârstă aveți voi? Care este vârsta voastră? 9! 8? Bun. Cam așa. Și tu câți ani ai? Bravo! Alături de voi se află o frumoasă domniță, o domniță crăiță, cea care v-a vorbit despre ie, despre cum se portă românesc, accentuat și de scriitorul Ion Machidon. Este bibliotecara voastră. Frumoasă? E frumoasă? Da! Bravo! Este o zână? Da! Din poveste? Da! Până aminte mult mai este. Ea v-a spus multe lucruri, aici să veniți să citiți, aici sunt cărțile, aici sunt rafturile, aici trebuie neapărat să învățați și să vă doriți să citiți. De ce? Pentru că totul se face numai prin educație. De acum de mici. Dacă învățați să citiți, veți ști și mai multe lucruri despre enciclopediile recunoscute de colegul vostru, care se numește Laurențiu, da? Am dreptate? Da. Te-am reținut. Bun. Merg mai departe. Dragii mei, eu am să vă citesc acum din carte doar două poezii pe înțelesul vostru. Cea care le-a scris este și, la rândul ei, profesor, undeva la un liceu din București, predă copiilor, cei drept copii mai mari, nu, decât ei, predă într-un liceu care se numește Marin Preda. Ați auzit de Marin Preda? Da. Cine a fost Marin Preda? Știe cineva? Ce-a fost el? Sportiv? Pictor? Ce-a fost? Scriitor. Bravo, aplauze! Cine a spus? Bravo, aplauze! Scriitorul Marin Preda. Foarte frumos! Bravo, sunt mândră! Eu am să vă citesc aceste două poezii. Una dintre ele se referă și la poveste, cealaltă se referă la pământ. Pământul îl vede ca o mare bibliotecă în care se află multe cărți. Cărțile sunt oamenii și ei trebuie să se înțeleagă pe această planetă. Acum oamenii se înțeleg pe această planetă? Nu prea. Bravo! Dar voi veți crește și cu ceea ce veți învăța din cărți, îi veți face pe oameni cu ideile și cu vorbele voastre și cu sufletul vostru și cu inima voastră cea mare să se... înțeleagă. Bravo! Aplauze, aplaudați copiii, e minunat! E minunat! Mergem mai departe, dragi copii, și iată cele două poezii. Prima. Autoarea, ca să o și vedeți, să nu o ecranez, să vin aici, ne spune: sunt o poveste neterminată. Iată ce ne spune poezia. Sunt o poveste neterminată. Fiecare zi e un poem care se scrie singur. Zilele îmi scriu poemul cu sclipiri de rouă și cu bateri de vânt. Aud clocotul mării și chemarea ploii. Pipăi necuprinsul cu priviri de ceață, simt apropierea valului și freamătul infinitului și visez, da, visez, să colorez griul existențial chemând suflarea din adâncuri la viață. Și a doua poezie se numește Misterul. Ia să vedem ce taină are această poezie. Ajunge la ceea ce am spus mai devreme, că ea vede pământul încărcat de iubire ca o mare bibliotecă, iar cărțile sunt... oamenii. Bravo, mă bucur că ați fost atenți. Prin urmare, Misterul. Pământul este o inimă, o inimă mare. Oamenii, grăbite celule, închise sever într-o palpitație. Suntem prinși în vâltoarea faptei. Târziu, târziu, cu greu, mai distingem niște șoapte despre misterul care ne curge prin vene
luminându-ne orbirea. Bravo! Aplauzele voastre! Mai am ceva de spus acestor copii. Dragii mei, vreau să vă spun că locul vostru este mult mai sus. Voi veți ajunge să învățați pe alții, dar totul pornește de acum, de când sunteți mici. E bine că și părintele, care se află în acest lăcaș, binecuvântat de Dumnezeu, aici în comuna Ion Roată, a participat la această întâlnire. E bine că sunt și mai multe prezențe feminine, care sunt de fapt bibliotecarele din mai multe comune ale județului Ialomița. Da, bibliotecarele din județ. Să le aplaudăm. Nu am venit singuri, am venit însoțită de o minunată și strălucită, să spun, poftim, ele nu cred că vă cunosc, este bibliotecara bibliotecii orașului Slobozia. Să o aplaudăm și să ne bucurăm de domnia sa. Dragii mei, eu am să vă mai spun acum așa, ca să vedem cât de isteți sunteți voi și dacă meritați cu adevărat cărțile ce vă sunt aduse prin fundație de doamna profesor Maria Alexe, profesor doctor, iată cât a învățat să ajungă profesor doctor, împreună cu Neluța Stăicuț, care este și pictor, și povestitor, este și scriitor, este poetă, ea face niște terapii, terapiile acestea de înțelegere între oameni, de comunicare între oameni, îi face cu lucrurile ei deștepte, că a citit foarte mult, îi face pe oameni să se înțeleagă mai bine, să se cunoască mai bine, să fie mai sănătoși dacă au o problemă și să fie mai veseli. Poți să fii mai veselă? Cum te cheamă? Oana. Oana, fii atentă, Oana. Ia uite ce spun eu acum. Să vedem o ghicitoare dacă voi o recunoașteți. Am una foarte grea. Umbreluțe colorate prin pădure presărate. Copaci! Ciupercile! Cine? Tu ai spus, da? Și tu! Aplauze! Ciupercile! Bravo! Bravo! Ciupercile! Cum te cheamă frumoasa mea? Bianca! Bine, Bianca! Merg mai departe! Încă una foarte grea, să vedem! Albă plapumă și moale s-a întins pe deal, pe vale, iar când vine primăvara se topește... Bine, merg mai departe, părinte, aplaudați că merită! Sigur că da! Merg mai departe! Sunt două surori pe lume care n-au același nume. Una-i albă, luminată, alta-i neagră, întunecată, se gonesc... Ziua și soarele și luna! Ziua și noaptea! Aplauze! Ziua și noaptea! Bravo! Și acum una foarte ușoară, să vedem! Șervețel vărgat peste mare aruncat! Bravo, aplauze, merită, bravo! Merită cărțile din toată inima! Absolut din toată inima! Dragii mei, nu pot decât să mă bucur și înainte de a da cuvântul Neluței Stăicuț, care abia așteaptă și care are o, cum să vă spun, o voioșie și o chemare interioară pentru lumea copilăriei, așa cum știe, mai bine să o așeze acolo în cărți și în cărțile audiobook. Știți ce înseamnă carte audiobook? Nu, da. Știe cineva? Audio. De unde vine? Audio. Deci înseamnă că auzim povestea, ca la radio. Noapte bună, copii, sau bună seara, copii. Ea spune poveștile pe CD-uri. Știți cum arată un CD? Da. Bravo. O să ajungem și aici. Până atunci însă, una veselă pentru de întremare, să vedem acum ce chemare avem. Se spune că doamna profesoară, învățătoare, cum vreți să o luați, la școală le spune copiilor. Voi sunteți copiii și eu sunt profesoara. Dragi copii, mâine vreau o compunere de la voi cu... Te rog să fii atentă la mine. O compunere de la voi cu titlul Mama este numai una. Ați înțeles titlul, da? Mama este numai una. Copiii se duc acasă și încep care mai de care să scrie că a doua zi să ducă la doamna profesoară, la doamna învățătoare, să-i ducă compunerea. Și bineînțeles că vine a doua zi. Ne culcăm, ne trezim, lumină, soare și vine a doua zi. Și cine credeți că vine? Primul, ia să vedem primul, Laurențiu. Și îl cheamă pe Laurențiu. Laurențiu, te rog mult de tot, ia ridică-te în picioare. Așa, aplauze pentru Laurențiu. Hai să vedem compunerea ta. Și Laurențiu începe să spună.
Pe mine, când eram mic, am fost mai mic decât mic acum. Am fost și mai mic. Adică am fost mult mai mic. Și când eram mic, mic, m-am îmbolnăvit. Arșu! Și am răcit rău de tot. M-am îmbolnăvit. Am răcit. Și m-am dus la mama și mama m-a dus la doctor. Și mi-a dat medicamente și m-am făcut bine. Și m-am dus la școală. De aceea, pentru mine, mama este numai una. Bravo, Laurențiu! Bravo, Laurențiu! Bravo, Laurențiu! Bravo, mergi mai departe. Ia să vedem, tu în albastru, cum te cheamă? Marian. Marian, Marian, vino mai în față, te rog frumos. Aplauze pentru Marian, pe parcurs. Marian vine, da? Așa, uite, drăgălaș, cum este el. Să auzim și compunerea ta. Și Marian începe. Doamna profesoară, uitați ce am scris eu. Eu am scris așa. Eu când eram mic, adică și acum sunt, dar am fost și mai mic. Am uitat, stați așa. Când eram mai mic... Am căzut și m-am lovit. Așa, dar de unde ești tu? Erai cu mine atunci? Am căzut și m-am lovit și m-am lovit aici la genunchi. Și m-am lovit rău de tot și nu știam ce să fac și mă durea genunchi. Aoleu! Și că, aoleu, ce m-a durut și când m-am dus la mama, mama m-a luat în brațe și a spus: hai să te faci bine, hai să te faci bine și eu acum te duc la doctor. Și m-a dus la doctor și m-a îngrijit și m-a făcut bine și pentru mine mama este numai una! Mama este numai una! Aplauze, aplauze, bravo! Măi, și mi-a fugit unul care era acolo. La umă. Nu, 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 tu care stai pe scaun. Te rog frumos, tu, da, da. Nu, 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 cu tricou, vino cu a, vino cu a. Ăsta e mai mare, vino cu a. Așa. Dragii mei, îl cheamă la poveste și pe, cum te cheamă? Alexandru. Vă rog frumos, aplauze pentru Alexandru. Și Alexandru spune așa. Câți ani ai, Alexandru? 11. 11. Alexandru spune așa. Doamna, știți ce vreau să vă spun? Eu m-am dus pe terenul de fotbal, că mie îmi place fotbalul, mă, de fotbal. Și când m-am dus acolo, m-am dus și s-am dat mingea, pac! Și spun, pac! Și-am mai dat, pac! Și când m-am dus și m-am jucat cu toți și m-am jucat fotbal și mi s-a făcut foame! Și mi-a venit să mănânc! Și-mi făcea așa foame și vroiam să mă duc să mănânc. Și n-aveam ce să mănânc. Și mă duc la mama și îi spun: mama, mie mi-e foame. Și mama a zis: dar încă nu e ora mesei. Da, mama, dar mi-e foame. Păi da, zice, mai zi o oră până la ora mesei. Da, dar mi-e foame acum. Bine, zice, du-te în frigider și ai să găsești acolo niște chiftele. Și m-am dus la frigider și când am deschis frigiderul, am văzut o singură chiftea și am zis: mama, e numai una! Aplauze pentru Alexandru, vă rog, bună, doar aplaudați-l! Mulțumim! Dragii mei, da, zi, de ce ai ridicat mâna? Nu, nu. Vă bucur! Și acum vom urmări povestea Neluței Stăicuț. Ea ne va spune ca o zână din poveste. Așa în viață, mai râdem, mai plângem, ne bucurăm, mergem la fotbal, mai băncăm. Alexandru, unde ești aici să te văd? Îmi place de tine foarte mult, Laurențiu, și de tine și de voi, fetelor, și să aplaudăm băieții! Tocmai vă spuneam puțin mai devreme să vă realizați visele și dorințele. Și iete că am o poezie care așa se numește, Vise. Apropo, înainte să vă spun această poezie, mi-aduc aminte că, așa cum sunteți voi aliniați acum pe scăunele, când eram și eu la vârsta voastră, la noi la școală a venit scriitorul Vladimir Colin, care în acel moment m-a convins că odată cândva voi scrie și eu. Și probabil că dorința de atunci am realizat-o abia acum, dar nu e târziu nici acum. Viața noastră poate începe la orice vârstă, chiar și la a mea.
Vise. Vise. Vise de nou născut. Cu mamă, tată și bunici pricepuți. Cu jucării agățate de pătuți. Și cu sânii mamei cei călduți. Vise. Vise de copil măricuț. Ce se joacă cu un pisicuț și alergă după un cățeluș ce latră și-l mușcă doar un picuț. Vise, vise de copil măricel cu minci, păpuși și căței din pluș, cu trotinete și cărți de povești și multe nimicuri ce-i face fericiți, ce-i fac fericiți. Vise, vise de copil mare ce merge plângând către școală și face bastonașe drepte și îndoite și apoi face litere și cifre. Vise, vise de copil mai mare cu leapșa, șotronul și alergata, cu volei și basket și chiar cu vioara. Vise, vise de adolescent cu ochii după fete sau după băieți, cu primul bilețel de amor și cu un trandafir ascuns în penar. Vise, vise de tânăr, cu primul sărut și prima atingere tandră, cu prima întâlnire și dezamăgire și prima lacrimă de iubire. Vise, vise de tânăr adult, ce-și dorește o familie, ce-și dorește o casă și apoi un copil. Vise, vise de adult, ce-și dorește mașină și tot ce-i mai bun, excursii, croaziere și chiar un vin bun. Vise, vise de adult înțelepțit, când simte că totul e inutil, că nimic nu-i oferă ce și-a dorit, fericirea nici când n-a întâlnit. Vise, vise de bătrân, ce-a sperat și a visat, a dorit și a luat, însă nu a evoluat. Vise, vise de bătrân înțelepțit, ce-a înțeles că nimic nu-i mai presus ca iubirea de semeni și de Iisus, ca iertarea și dorul de măicuța de sus. Vise, vise ale noastre, ale oamenilor, cu dureri, bucurii și înfrângeri, cu victorii și căderi zi de zi, cu speranța că vom reuși. Vise, vise spulberate într-o zi, când drumul vieții se va opri și pe drumul spre casă noi vom porni, cu Mântuitorul ne vom întâlni. Ce îi vom spune când ne va întreba? Ce ai făcut cu viața ta? Ce ai să răspunzi, omule? Că ai visat zi de zi? Realizați-vă visele și nu o să răspundeți că ați visat doar. Ați realizat. Pentru că a fost așa de cuminț, pentru că a fost așa de activ, meritați să primiți ciocolată. Vă mulțumim. Vreau și eu să vă mulțumesc. Ne cerem scuze încă o dată că s-a produs întârzierea. Se mai întâmplă. Vă mulțumesc vouă, copii, că ați fost alături de noi, că ați fost alături de bibliotecă și de doamna bibliotecară. Mulțumesc doamna învățătoare, domnul părintelui, mulțumesc colegilor de la bibliotecile comunale, mulțumesc invitaților de la București. A fost o zi plină de emoție și de frumos. Și de bucurie. Și de bucurie și de frumos. A fost o activitate frumoasă la Sobolia, într-un cadru destul de frumos și de festiv. Mulțumim pentru donația de carte, mulțumim pentru cărțile prezentate, pentru autorii și invitații de astăzi. Și sper să ne întâlnim la o altă activitate frumoasă și să fie una doar aici. Da.